Dacă aveți diabet de tip 2 sau cunoașteți pe cineva care are, trebuie să vă informați despre rezistența la insulină deoarece cauza diabetului de tip 2 este rezistența la insulină. Și nu numai atât. Ea este responsabilă pentru tensiunea arterială crescută, colesterolul mărit, bolile de inimă, obezitatea și chiar cancerul. Dar ce cauzează rezistența la insulină? Fii atent că următoarele momente pot fi cruciale pentru viața ta, deoarece odată ce înțelegi ce provoacă rezistența la insulină, ai o idee mai amplă despre ce să faci în legătură cu aceasta. Cei mai mulți dintre voi serveți din micul dejun, să zicem un bol cu cereale, o gogoașă sau, mă rog, un covrig. Ei bine, lăsați-mă să vă arăt ce se întâmplă în corpul dumneavoastră. Atunci când nivelul dumneavoastră de glicemie din sânge devine prea mare, pancreasul dumneavoastră produce un hormon uimitor numit insulină. Unul dintre rolurile sale majore este să acționeze ca o cheie care deschide ușa pentru ca glucoza să, să iasă din sânge și în celulele organelor majore din tot corpul, vorbind de creier, inimă, ficat, atunci când celulele dumneavoastră au folosit atât de multă glucoză pe cât au vrut. Apoi Restul este trimis în ficatul dumneavoastră și convertit efectiv în grăsime și stocat acolo. Acum, la câteva ore, în general la două ore după ce ați mâncat acel bol de cereale sau covrig, se întâmplă ceva și poate nu ați fost conștient de asta. Corpului dumneavoastră i s-a făcut foame prematur. Există o, o explicație lungă pentru asta, dar tot ce trebuie să rețineți este carbohidrații vă pot face să vă fie foame mai repede și este foarte probabil să fi mâncat din nou în timp ce te uiți la acest clip și din nou la două sau 3 ore după prima masă, ceea ce te plasează între mesele principale și întregul vârf glicemic cu creșterea și scăderea zahărului din sânge care se întâmplă din nou acum. Pentru majoritatea oamenilor, acest lucru se întâmplă de fapt între 6 și 8 ori pe zi, deoarece dacă nu era Colegul de la birou cu gogoșile era Starbucks care are la fel de mult zahăr ca o băutură răcoritoare. Acest grafic îți arată ce se întâmplă cu nivelurile de glucoză ale corpului dumneavoastră și ce face insulina pentru a ajuta în acest scenariu care din nou, la majoritatea oamenilor, nivelurile de zahăr din sânge cresc și scad, iar nivelurile de insulină rămân ridicate, deoarece insulina nu scade la fel de repede ca zahărul din Amintiți-vă, insulina și glicemia nu sunt același lucru. Insulina este un hormon secretat de pancreas care preia glucoza, adică glicemia și o scoate din organism. Iată momentul pe care l-ați așteptat. Când nivelurile de insulină rămân ridicate pentru o perioadă prelungită de timp, Celulele dumneavoastră devin rezistente la ceea ce le spune insulina să facă, ceea ce înseamnă că pancreasul dumneavoastră trebuie să producă mai multă insulină pentru a obține același răspuns. De aici vine și denumirea de rezistență la insulină. Acesta este un cerc vicios. Uitați-vă la lista lungă de boli legate direct de rezistența. La insulină. Diabetul de tip 2 este diagnosticat prin recunoașterea nivelurilor ridicate de zahăr din sânge pentru o perioadă prelungită de timp. Oamenii timp să știe asta ca pe un scor. Hemoglobina glicozilată este ridicată. Pe măsură ce corpul dumneavoastră devine mai rezistent la insulină, devine mai puțin eficient în eliminarea glucozei din sânge, ceea ce duce la menținerea nivelurilor ridicate de glucoză. Pentru a inversa rezistența la insulină. Diabetul de tip 2. Obțineți mai multe informații aici, vizionând videoclipurile mele. Dacă ai înțeles că pentru a inversa rezistența la insulină, diabetul de tip 2 trebuie să ai o alimentație potrivită, te felicit. Iar dacă nu ai înțeles și nu știi cum sau de unde să începi, trimite-mi, te rog, un mesaj pe WhatsApp. Aveți numărul meu aici la profil și te voi ajuta. Da, știu că pare incredibil. Știu că mulți credeți o iotă din ceea ce spun, dar credeți-mă, funcționează. Vă mulțumesc!